Rusia a lansat drone kamikaze și rachete asupra Ucrainei toată noaptea și dimineață. Încearcă să terorizeze populația, după cum a spus președintele Zelenski. Cel puțin 4 oameni, inclusiv o femeie însărcinată, au murit la Kiev în dărâmăturile unui bloc de locuințe, după ce dronele cu explozibil, care par să fie de fabricație iraniană, au lovit centrul capitalei ucrainene. Sunt încă 4 victime și după un atac cu rachete într-o regiune din nord-estul Ucrainei. Руки, ноги подивились, руки, ноги! Apărarea antiaeriană a doborât cele mai multe dintre zecile de drone kamikaze trimise în acest atac, dar cel puțin 5 au explodat în centrul Kievului, lovind inclusiv blocuri de locuințe. Printre cei care și-au pierdut viața se numără 2 soți care așteptau un copil. Femeia era însărcinată în 6 luni, după cum a anunțat primarul Vitali Klitschko. În aceste imagini, de la o cameră video, vedem cum polițiștii dintr-o patrulă au tras asupra unor drone și chiar au reușit să le doboare. Dar Ministerul de Interne le-a cerut civililor care au arme să nu încerce să tragă în aparatele de zbor cu explozibil. E puțin probabil ca o persoană neantrenată să le poată nimeri. În schimb, există riscul să-i răniți pe unii sau pe alții, confirmă comunicatul Ministerului. Cântărind 200 de kilograme, așa numită dronă kamikaze transportă exploziv și se distruge când lovește ținta. Sunt arme slab tehnologizate și ieftine, ghidate de sistemul GPS civil. Însă pot face distrugeri considerabile când sunt trimise în roiuri. Das ist eine Terroranschlag. Andere Begriffe habe ich nicht. Das ist ein Genozid von Russen. Die kämpfen gegen Zivilisten. Die zerstören eine kritische Infrastruktur von unserem Staat und umbringen unschuldige Menschen. Nu doar la Kiev au fost atacuri. Ca urmare a bombardamentelor rusești și altor atacuri cu drone kamikaze din ultimele 24 de ore, aproximativ 600 de localități din Ucraina au rămas fără curent electric. Mai grav, spun ucrainenii, centrala nucleară de la Zaporojie a fost din nou deconectată de la rețeaua electrică și a trecut pe generatoarele proprii. Exploziile din această dimineață de la Kiev s-au produs în același cartier din centrul capitalei, Shevchenkivski, unde rachetele rușilor au lovit acum o săptămână ca răzbunare pentru așa zisul atac terorist de la podul Crimeei, așa cum l-a denunțat Vladimir Putin. Locuitorii zonelor lovite luna trecută tocmai se apucaseră de reparații la casele lor. Я тут проживаю 44 роки. Це квартира моїх батьків. І мені дуже шкода, що так сталося. І тому, да, ми нікуди не поїдемо, ми будемо далі боротися. Ми ж не знаємо, куди нам йти. Где нас ждёт безопасность? Ніхто не знає. Teroarea cotidiană provocată de amenințările bombardamentelor rusești nu face decât să-i îndârjească pe oameni. Unii locuitori ai Kievului chiar încep să creadă în victorie. Насчёт вот этого, что произошло. Так что сила появляется сила и вера в что-то, что будет лучше. Pe de altă parte, în presa occidentală apar dezvăluiri șocante despre modul în care sunt trimiși la război recruții mobilizați la ordinul lui Putin. Potrivit ziarului The Guardian, soldații ruși neexperimentați, numiți cu cinism militari de unică folosință, sunt trimiși în prima linie de foc pentru a distrage atenția de la unitățile mai bine pregătite care efectuează sabotaje. O convorbire interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei între un recrut rus și soția lui arată modul de organizare a trupelor Moscovei. Deținuții cărora li s-a promis libertatea ca să meargă pe front sunt împușcați de către recruții abia trimiși în focul luptei. Aceștia, la rândul lor, riscă să fie împușcați de proprii camarazi dacă ar cuteza cumva să dea înapoi. Eu n-am zecov privizli tiurmei. Куда-то завели вперед, а мы сидим как заградотряд, блядь. Если кто назад побежит, замочь. Какой-то кошмар. А у нас так поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрелят. Нечего, согласен. Вообще нет тебе. У кого денег нет, тот, блядь, пшеницу с поля жрет проросшую. Ministrii de externe din Uniunea Europeană s-au întâlnit la Luxemburg și au căzut de acord pentru un program de asistență militară de peste 100 de milioane de euro, în special pentru instruirea a 15.000 de soldați ucraineni. It's very important that we establish a EU military training mission to Ukraine and also that we release more money for supplying Ukraine with weapons and not least also weapon system that can defend themselves against this attacks we see at the moment.
Miniștrii din blocul comunitar au discutat și despre livrarea de drone de luptă din Iran pentru Rusia, de asemenea în privința unor noi sancțiuni împotriva Moscovei.